Pericol pentru sănătate. După o avarie la sistemul de canalizare din orașul Bender, mase fecale au ajuns în Nistru. Despre asta au anunțat miercuri seara pretințele autorității de la Tiraspol, care au interzis scăldatul în râu până la o nouă decizie, fără să specifice cauza incidentului. Ministerul Mediului de la Chișinău a informat joi dimineață că a solicitat de urgență laboratorului Agenției de Mediu să preleveze și să examineze probe din mai multe zone ale fluviului, inclusiv în regiunea municipiului Tighina. Potrivit informațiilor preliminare consultate cu instituțiile statului, problema a fost înlăturată de structurile orășenești, iar Nistrul se consideră momentan poluat pe sectorul din apropierea Benderului. Pentru a evita situațiile neplăcute, și Ministerul Mediului îndeamnă populația din zona adiacentă să evite scăldatul în râu, precum și să nu adape animalele acolo. Ulterior, și Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău a relatat că a solicitat reprezentantului politic de la Tiraspol informații mai detaliate despre circumstanțele acestui incident. La fel, s-a comunicat că autoritățile competente din Republica Moldova sunt pregătite să acorde asistența corespunzătoare. În context, s-a solicitat accesul specialiștilor calificați pentru măsurări și activități necesare, se arată în mesajul Biroului Politici de Reintegrare.